0800 801 100. Este numărul la care oricine poate denunța orice faptă de corupție cu care se confruntă sau a sesizat-o în sistemul de învățământ. Măsura a fost luată încă din ianuarie 2012. De exemplu, dacă un cadru didactic pretinde bani sau alte bunuri, ori condiționează sub orice altă formă actul de educație, atunci fapta poate fi denunțată la numărul de telefon gratuit pus la dispoziție de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. Întrebați dacă au cunoștință despre linia Tel Verde Giurgiuveni, pari informați. Știați că există o linie verde unde se pot sesiza faptele de corupție din școli? Știu că există linia verde, dar nu știu de pentru școli sau pentru asta. Ați apela un astfel de număr dacă sesizați vreo faptă de corupție în școli? De ce nu? E vorba despre viitorul la copii. Pentru ce fapte ați sunat la acel număr? Nu știu, că n-am fost pusă în postaza asta, dar depinde. Dacă se cer pentru anumite atenții, pentru anumite care nu și-au locul. Nu v-ați confruntat cu așa ceva? Nu, până acum nu. Bineînțeles, da. Da, bineînțeles. Pentru ce fapte? Pentru de corupție. Deci știți și dumneavoastră cum se întâmplă în școli. Da, este o linie verde, că am văzut la televizor, că scrie pe ecranul la televizor. Ați apela acest număr? Nu, niciodată. N-am avut probleme. Vă mulțumesc, mă duc la școală. Sunt și persoane care nu văd cu ochi buni măsura de descurajare a corupției în școli, dimpotrivă, văd în dascăli doar niște victime ale sistemului. În ultima vreme s-a cam luat mult prea mare avânt și au ajuns cadrele didactice un fel de bătaie de joc pentru părinți și pentru copii. Deci copiii au drepturi, îndatoriri nu au deloc. Iar cadrele didactice, după ce că sunt plătite așa cum sunt plătite, mai sunt și terfelite. Informațiile preluate de la linia telefonică vor fi preluate de Comisia de Etică a Ministerului Educației și de asemenea vor fi puse de către respectiva comisie la dispoziția Corpului de Control al Ministrului sau a altor organisme abilitate prin lege. Cine stabilește granița dintre un dar simbolic și mită nu se știe. Cert este că serbările sunt o tradiție în învățământul românesc, iar floarea oferită dascălului rămâne mijlocul preferat al elevului de a-și exprima recunoștința.